Bună seara, domnilor și domnilor, bine v-am regăsit. Astăzi vom continua discuția emisiunea electorală, ultima emisiune electorală, cu domnul Lucian Romașcanu, candidat pe locul întâi pe listele PSD la Senat. Bună seara, bine ați revenit la noi! Bună seara, bună seara telespectatorilor! Iată, domnul Romașcanu, că am ajuns la final de campanie electorală, ultima zi astăzi, da? Ați ajuns vii în această cursă, după această cursă electorală. Haideți să le spuneți celor de acasă care ne urmăresc, cum ați perceput dumneavoastră această campanie electorală, cum ați simțit-o și care au fost până acum semnalele pe care le-ați primit din teritoriu? Pentru mine a fost o experiență fascinantă. Este prima campanie la nivelul ăsta pe care o desfășor și a fost intens. În primul rând că am avut ocazia să cunosc absolut tot județul în toate colțurile și codloanele. Am avut ocazia să vorbesc cu oameni de toate categoriile, să le ascult problemele, să ne prezentăm ideile și programul, să întâlnim oameni deschiși, în cea mai mare parte dintre ei foarte deschiși și a discutat cu noi și a ne primi materialele și a ne asculta. Am fost și în municipiu, am fost și în județ, am bătut din ușă în ușă. O chestiune pe care iarăși o apreciez foarte tare este că lumea care se trezea brusc cu noi în fața ușii era iarăși în cea mai mare parte prietenoasă. Deci nu ați avut experiențe, să spunem, de respingere foarte multe. Au fost și respingeri. Da, per dar, total așa, sentimentul e unul bun. Sentimentul este unul bun. Sigur că lumea după 26 de ani ascultă, dar cu, cum să spun eu, cu mai multă reticență decât o făceau pe vremuri. Și am fost foarte bucuros și sunt foarte bucuros să avem ce să le spunem. Adică, odată că avem un program de guvernare. Cum v-ați prezentat? Haideți acum să tragem așa niște concluzii și să ne spuneți un pic cum v-ați prezentat în fața electoratului buzoian. Ce le-ați spus oamenilor, ce ați vorbit și până la urmă sunt convinsă că au fost și, să spunem, oameni ușor mai reticenți care au spus probabil, domnule, nu vă credem sau nu știu dacă să vă cred. Și v-aș întreba aici cum ați încercat să îi convingeți că lucrurile se vor schimba așa cum tocmai spuneați. Noi am avut mesaje către două categorii de oameni. Unii au fost oameni din aparatul PSD, primari, consilieri și așa mai departe și, în general, în precampanie ne-am întâlnit cu ei. După care ne-am întâlnit cu electoratul efectiv, cu oamenii normali, de pe stradă, cu oamenii din comune și din oraș. Și am avut două mari, cum să spun eu, semne de întrebare din partea lor. Unul din partea activului nostru a fost, domnule, veniți, ne cereți sprijinul, să alergăm pentru voi și vă mai vedem peste 4 ani, ce facem? Problemă care a fost, să spunem așa, pusă pe tapet foarte mult și de fiecare dintre dintre buzoieni. Și de către buzoieni, dar cu preponderență de către oamenii din partid, de la nivel local, pentru că, din păcate, probabil că asta a fost o modă în anii trecuți, oamenii veneau, cereau votul, plecau, mai ales că au fost cazuri în care mulți dintre ei nu au fost din Buzău. Și aici am avut un răspuns extraordinar de bun, și anume că avem o listă formată doar din buzoieni și, glumind, le spuneam măcar de sărbători și tot ne prindeți. Adică venim acasă, venim la părinți, venim la familie, e evident că ne vom întoarce. Nu, e clar că vom fi și am convins că vom fi alături de dumnealor, pentru că, iarăși, meritul lui Marcel Ciolacu și a PSD-ului Buzău și național, că a permis asemenea lucru, creând o listă de buzoieni, de oameni cu cariere, care nu au alte interese decât să servească, e evident că ne vom face treaba pe care suntem plătiți să o facem. Și asta înseamnă să vii, să prezinți ce ai făcut, să iei pulsul, să preiei probleme, să le duci, să le rezolvi. Și i-am convins și pe oamenii noștri și pe oamenii cărora le cerem votul. A doua chestiune a fost mai ușor cu promisiunile. Din fericire... V-ați ferit să faceți acest lucru? Păi una e să promiți... Aceasta a fost strategia, să spunem? Una e să promiți și promisiune e o să vă facem, o să creștem, o să dublăm, o să triplăm... Și alta e să prezinți un program de guvernare sau idei dintr-un program de guvernare. Și noi, din fericire, avem un program de guvernare extrem de bine structurat, care prezintă în detaliu și ceea ce vom da, ca și cheltuială sau ca și, cum să spun eu, sarcină bugetară, creșteri de pensii, creșteri de salarii, facilități fiscale și așa mai departe, dar
prezentăm foarte în detaliu și sursele de finanțare pentru asta. Și atunci n-a mai sunat a promisiune. A sunat a program. A sunat au avut răbdare buzoienii să vă asculte, să se uite pe aceste programe și analize pe care le-ați prezentat. Și comunicarea cu ei a fost pe mai multe canale. În canalul Om la Om, sigur că întrebările au fost foarte directe. Ce faceți cu pensia mea? Sau ce o să faceți cu salariul? În funcție de categorie, sau... da? Exact. Fiecare interesat de... Pe canalele electronice și în media online și în rețelele de socializare, lucrurile sunt mai așezate și acolo poți să-ți prezinți lucrurile pe larg, programul și ideile. Și acolo, de fiecare dată când primeam întrebări la obiect, răspundeam cât puteam eu de larg, dar puneam și în atașament segmentele din programul de guvernare care răspundeau la întrebări. Și, în mod normal, lumea care are bună credință și analizează, are date să creadă în proiectele noastre. Care este atmosfera în organizația PSD Buzău înainte de alegeri? Iată că mai sunt doar câteva zile. Duminică, 11 decembrie, este ziua cea mare. Atmosfera e una bună și este o atmosferă de echipă pe care... Cum să spun, am construit-o în aceste două luni de când suntem împreună. Toți candidații între noi suntem o echipă. Suntem o echipă împreună cu oamenii care ne-au sprijinit în această campanie și Partidul Social Democrat al Buzău, un activ extrem de dedicat. Tineri, maturi, pensionari, toți au tras alături de noi fără niciun fel de reticență. Și atmosfera este de optimism. Nu vreau să comentez sondaje de opinie sau... Cum spuneau și șefii noștri de la București, cel mai corect sondaj de opinie cu marge de eroare zero va fi duminică la ora 21 și un pic. Deci atunci vom ști, sau mă rog, după ce se vor număra voturi. Își va atinge organizația PSD Buzău obiectivele la aceste alegeri? Organizația de Buzău are obiective speciale pentru că a avut rezultate speciale. Știți cum este? Ca la serviciu. Eu am lucrat în privat atâta vreme și am avut tot timpul bugete anuale de îndeplinit. Și dacă făceam treaba cum trebuie și îl depășeam cu 10% bugetul, al doilea an trebuia să... Bugetul era cu 10% mai mare și așteptau de la mine încă 10 peste. Așa e și la Partidul Social Democrat. Am avut niște rezultate de excepție la alegerile locale și, în consecință, așteptările pentru alegerile generale sunt pe măsură. Noi am avut un scor foarte bun, am avut 77 de primari din 87. Noi așteptăm de la noi, Bucureștiul așteaptă de la noi. Ce prezență credeți că va fi duminică la vot? Pentru că am sesizat în sânul altor organizații, să spunem așa, o ușoară teamă și nu au ezitat să recunoască candidații că există o ușoară teamă că nu vor ieși oamenii la vot. Cum vede PSD-ul acest lucru? A nu ieși la vot pentru mine și pentru PSD nu este o soluție. Sunt 27 de ani de când oamenii cei mai buni dintre noi și-au dat viața și pentru asta. Și îndemnul nostru este pentru oameni să iasă la vot. De ce ar trebui să iasă la vot? Pentru că este singurul moment când își gestionează viitorul. Fiecare dintre noi ne gestionăm viitorul prin votul pe care îl dăm. Nu putem lăsa pe alții să facă treaba în locul nostru. Și pe urmă să stăm liniștiți la căldurică pe Facebook și să-i certăm pe cei care nu-și fac treaba. Nu, odată la 4 ani poți să te deplasezi de acasă până acolo și să-ți faci treaba. Sunt tot felul de calcule, că dacă sunt mulți e bine pentru unii, dacă sunt puțini e bine pentru alții. Noi ne facem treaba și cu prezență mare și cu prezență mică, dar aș fi dezamăgit să fie prezență mică. Dumneavoastră candidați pentru prima dată, pentru Senat, da? Prima dată pentru un mandat de parlamentar. Haideți să le reamintim celor de acasă, având în vedere că astăzi este finalul de campanie, da? Ultima zi. Ce vă recomandă, să spunem așa, pe dumneavoastră și de ce v-ați dorit, în primul rând, să intrați în politică la acest nivel? Pentru că, din câte mi-amintesc eu, activați de mulți ani în PSD. Dar de ce ați considerat că este momentul oportun să faceți un pas destul de mare, cred? Argumentele sunt multe. În primul rând, trebuie să ți se propună un asemenea pas. Și am avut onoarea
uriașă și vreau să mă credeți pe cuvânt când vă spun că o simt cu toată ființa mea. Este o onoare fantastică să-ți reprezinți cetățenii în cel mai înalt for al democrației românești. Mi s-a propus, am avut discuții pe tema asta și am, firește, am acceptat pentru că, repet, e o mare onoare. De ce am fost eu propus în două subdiscuții aici? Una este că odată cu schimbarea garniturii de conducere la nivel central și local, partidul s-a deschis și a decis să se înnoiască. Și decizia luată la nivel central de înnoirea partidului a fost luată foarte în serios la nivel local. Probabil că ați văzut și știu și telespectatorii dumneavoastră, e o informație publică, Partidul Social Democrat are 85% din candidați, 84% la deputați, 85% la senat, noi pe listele lui. Avem 40% tineri pe liste la nivel național, avem 40% femei pe liste la nivel național. Această direcție dată de centru și însușită de Buzău a făcut ca oameni ca mine să se poată regăsi pe aceste liste. Și când spun ca mine, spun oameni și nu e o laudă, o spun cu smerenie, adică nu mi se suie la cap că sunt pe această listă, dar sunt niște fapte sau niște, cum să spun eu, linii în cariera mea și în comportamentul meu care mă pot recomanda pentru asemenea poziție. În primul rând, o carieră de 26 de ani în mediul privat, în poziții de top în diverse companii românești și internaționale, mi-au asigurat o experiență și o anvergură probabil suficientă pentru a face față în poziție de senator. Nu am avut și nu intenționez să am vreodată probleme cu legea. Nu am făcut și nu intenționez să fac afaceri cu statul la Buzău sau oriunde, sau să avem, cum să spun, mici găști în cadrul listei care să ne pună în față alte opțiuni decât cea corectă, aceea de a reprezenta populația, poporul în Parlament. Deci, am o carieră, sunt un om corect, sunt împlinit profesional și personal cât să nu merg în Senat pentru alte lucruri decât treaba pe care trebuie să o fac. Și așa s-au aliniat planetele. Partidul a vrut schimbare, eu am fost la momentul la care să pot să mă calific într-o asemenea poziție și iată-mă pe listă. Dacă veți obține un mandat de senator, sunt convinsă că v-ați gândit, bun, ajuns odată în Parlament, ce ați face dumneavoastră pentru că statutul vă va permite să puteți rezolva la un alt nivel și să aveți pârghiile legale, legislative, să puteți rezolva, să spunem, măcar o parte dintre problemele pe care în această perioadă buzoienii vi le-au expus și, bineînțeles, de care se leagă și foarte multe speranțe, cred eu. Poziția de parlamentar îți oferă foarte multe lucruri pe care poți să le faci. Cel mai important lucru pentru care ești în Parlament este să faci legi bune sau să le îndrepți pe cele care nu sunt atât de bune. Iarăși, poți cere socoteală executivului, poți să interpelezi, poți să adresezi întrebări executivului. Lucruri pe care le faci odată din pregătirea ta și din ceea ce îți asumi să faci ca și parlamentar la nivel național. Și pe partea cealaltă, poți fi cel care transmite problemele, ideile, nevoile celor din teritoriu, celor care te-au trimis acolo. Am avut nenumărate discuții cu primarii și cu consilieri locali. Domnule, nu ne uitați când ajungeți acolo. Sigur, trebuie făcute lucrurile de așa natură încât să respectăm legea. Da, deci, iată, dincolo de omul de rând, da, de cetățeanul de rând, și primarii au și așteptări și speranțe. Da. Au proiecte. Nu întotdeauna poate, sunt foarte lămuriți cum și ce trebuie să facă pentru a fi aceste proiecte promovate. Sigur, cu delegații din partea Parlamentului putem merge împreună cu dumnealor la factor de decizie în ministere, în agenții, pentru a-i sprijini în a-și obține finanțările. Repet, este un lucru normal care, într-un fel sau altul, trebuie și legiferat în normalitatea lui, pentru că există cazuri când un parlamentar își sprijină comunitatea și este acuzat de trafic de influență. Păi dacă nu pentru asta te duci acolo, pentru ce te duci? Câteodată suntem mai catolici decât papa, avem această prezumție de vinovăție
și la nivel individual, întotdeauna, nu știu de unde vine, din istorie, probabil, credem că celălalt are ceva ascuns în spatele minții lui și se pregătește să ne facă ceva rău. Lucrul ăsta se regăsește și în legislație și în abordarea instituțiilor de control. Nu ar trebui să fie așa. Prezumția trebuie să fie de nevinovăție. Domnule, ăsta e ales în Parlament să-și reprezinte alegătorii. Nu poate fi acuzat de folos electoral necuvenit. Nu se poate. Adică da. Haideți să vorbim acum un pic despre, pentru că am mai discutat, despre programul de guvernare al PSD și v-aș lăsa pe dumneavoastră să alegeți cu ce sector să începem, da? Pentru că aici vorbim despre educație, sănătate, mediul privat și așa mai departe. Haideți să le luăm așa într-o ordine a importanței pe care o considerați dumneavoastră și să le spuneți celor de acasă ce își propune PSD să pună în practică. Aș începe cu cei mai nou. Programul de guvernare a fost intens mediatizat în toate părțile lui componente. Ce trebuie să subliniez neapărat este că acest program de guvernare vine abordează integral societatea și economia românească. Nu sunt niște măsuri punctuale, pompieristice, luate pe diverse domenii, unde știm noi că e o suferință, hai să pansăm acolo. Nu, este o gândire generală care are un fir roșu în toate segmentele sale și acel fir roșu înseamnă creșterea clasei de mijloc. Noi avem o creștere economică generată de măsurile luate de guvernul Ponta mai mare decât multe țări din Europa, poate chiar cea mai mare din Europa în acest moment, creștere bazată la momentul la care ea a fost generată pe consum. Măsurile care țineau de investiții și care rotunjeau toate măsurile luate pentru creștere economică nu au fost continuate de guvernul care i-a urmat guvernului Ponta în 2015 și iată ne aflăm în fața unei încetinire a creșterii economice, ne aflăm în fața unor economii la buget, ceea ce este impardonabil pentru un guvern, nu ești pus acolo să faci economie, ești pus acolo să cheltui toți banii pe care îi ai, spre bunăstarea românilor. Există jumătate din bugetul de investiții asumat pe acest an, înțeleg eu că erau vreo 38 de miliarde de lei, au rămas 19 miliarde de lei necheltuite. Partidul Social Democrat, prin programul său, vine cu un pachet întreg de măsuri segmentate pe susținerea mediului de afaceri, pe susținerea tinerilor, pe sănătate, care să asigure balansarea creșterii economice, împărțirea, dacă vreți, a creșterii economice pentru următorii 4 ani, fiind declarată a fi 50% bazată pe consum, 50% bazată pe investiții. Aș vrea, totuși, repet, cronologic vorbind, cea mai nouă comunicare din proiectul de guvernare din programul de guvernare al PSD-ului a fost făcută ieri de președintele Liviu Dragnea și este legată de bugetul pe 2017. Iarăși un lucru foarte important. Partidul Social Democrat, privind foarte serios gestionarea treburilor țării, a venit cu un program de guvernare și cu un buget. În momentul în care poporul va da guvernarea Partidului Social Democrat prin votul său, noi suntem în măsură să pornim de-a doua zi la guvernarea țării. Ieri s-a prezentat un buget extraordinar de generos pentru 2017. Există peste 253 de miliarde de lei, previzionate a fi în buget pentru anul care vine, cu creșteri semnificative pe zone importante din economie. Și există pe site-ul îndrăznește-să-crezi.ro sau pe site-ul psd.ro se găsesc detaliate toate măsurile. Și există o comparație făcută între bugetul Partidului Social Democrat pentru 2017 și proiecția pe care o făcuse guvernul tehnocrat. La aproape toate capitolele, măsurile promovate de PSD duc la creșteri de cheltuieli pe cele mai importante sectoare. De exemplu, pe sănătate, estimăm o creștere de 5 miliarde de lei față de o descreștere de 1,2 miliarde de lei din partea guvernului tehnocrat. Și există creșteri peste tot, la educație. O creștere iarăși de 5,3 miliarde de lei, spre deosebire de o scădere de aproape 1 miliard de lei în proiecția guvernului tehnocrat. Deci este un buget extrem de generos care
va avea un rezultat, sperăm noi, foarte bun și în linie cu ceea ce ne-am propus în proiectul de guvernare. Acest buget va susține partea de creștere a punctului de pensie la 1000 de lei. Deja există o propunere legislativă care a trecut tacit de Senat și urmează să fie votată în Camera Deputaților și care duce punctul de pensie la 1020 de lei. Există foarte multe lucruri care țin de sprijinul, salariul mediu. Salariul mediu este estimat să ajungă la 3100 de lei în anul 2017. Salariul minim pe economie începând în 2017 va fi 1450 de lei, urmând să ajungă în 2020 la 1750 de lei. Veniturile la bugetul statului pentru anul viitor sunt estimate să fie undeva la 31,1% din PIB, comparativ cu sub 30% din 2016. Deci există, în primul rând avem un buget și în al doilea rând, foarte important pentru oameni să înțeleagă, este un buget extrem de generos. Adică pensia minimă la anul va urca de la 400 de lei la 520 de lei, iarăși o măsură foarte importantă și în linie cu programul de guvernare. Deci ce spune asta, că bani sunt și se poate. Sigur. Adică, să spunem, e foarte optimistic așa dacă privim spre anul viitor și ați atins sectoare care, dacă ne raportăm doar la sănătate și la educație, grav afectate de probleme foarte, foarte mari care s-au adunat atât de mult încât mulți care activează, da, medici, profesori și așa mai departe, consideră, sau mă rog, o parte de ei consideră că nu prea mai există ieșire. Iată, spuneți dumneavoastră că se poate, da? PSD-ul se poate, spune că dar se poate. Un singur exemplu vreau să vă dau. De exemplu, în 2016 s-au atras de la Uniunea Europeană doar 1,3 miliarde de lei. Asta e o problemă, să spunem, intens discutată, că nu știm să ne folosim de acești bani foarte, foarte bine. Din păcate, doar 1,3 miliarde de lei, ceea ce a făcut să fie afectat bugetul și bugetul de stat și, în consecință, toate proiectele pe care ar fi trebuit România să le continue, să le dezvolte. Pentru 2017 avem în bugetul propus de Partidul Social Democrat venituri de 21,3 miliarde de lei de la Uniunea Europeană. Deci o diferență uriașă. Vorbeați ceva mai devreme despre creșterea salariilor, da? Mediu, minim și așa mai departe. Dacă ne întoarcem puțin așa pe planuri locale, sunt convinsă că ați luat contact și cunoașteți ce se întâmplă în județul Buzău, aici unde, să spunem că veniturile, da? Salariile, modul în care sunt recompensați, da? Plătiți buzoienii, se plasează totuși la un nivel destul de jos. Care este viziunea? Cum am putea să facem ca începând de la anul și aici să fie mai mulți investitori? Habar n-am, angajații buzoienii mai bine motivați, în ce fel? Că știți, dincolo de ce sunt deciziile luate la nivel național, care trebuie să se aplice evident în fiecare județ al țării, trebuie să facem ceva și care se adaptează exact aici pe nevoia, pe cererea și pe oferta de pe piața de muncă din județ. Tot ce poate face statul este, în primul rând, să creeze un mediu propice dezvoltării economice și de sprijinire a antreprenorilor, care, de fapt, sunt cei care creează valoarea, veniturile, bogăția pe care apoi o distribuim către toate categoriile sociale. Și există niște propuneri extraordinar de interesante pentru mediul de afaceri. Una din ele pe care o susțin cu mare tărie și vreau să o propun tuturor celor care se uită la noi, pentru că, din fericire, mediul de afaceri din Buzău funcționează. Sigur, există probleme și aici, dar avem totuși o... Îl vedeți un mediu sănătos cu șanse? Avem o zonă industrială care funcționează. Avem, sigur, este un mediu cu șanse. Ce vreau să vă zic este, de exemplu, în proiectul nostru de guvernare avem, în programul de guvernare avem un proiect care se cheamă România Startup, am mai vorbit despre el. Și asta va susține înființarea aproximativ 20.000 de firme noi pe an, asigurând un grant pentru fiecare investitor de 200.000 de lei.
înființarea unei firme va dura o zi și va costa un euro. S-a discutat în ultima perioadă și este o chestiune prinsă și în programul PSD-ului, TVA la încasare. Foarte important, impozit zero pe dividende. Vreau să spun tuturor celor care se uită la noi aceste lucruri, pentru că sunt lucruri pe care oamenii le așteaptă și e bine să le știe și duminică să voteze în consecință. Iarăși un lucru foarte important, în momentul de față, plafonul pentru micro-întreprinderi să fie taxate cu 1% din cifra de afaceri sau cu 2% din cifra de afaceri este 200.000 de euro. Se renunță la 1-2% în funcție de numărul de angajați, iar plafonul crește la 500.000 de euro. Deci impozitul pe cifra de afaceri de 1% se va putea aplica pentru companii, pentru IMM-uri care au o cifră de afaceri de până în 500.000 de euro și astea sunt peste 90% din firmele cu capital românesc. Deci impactul este covârșitor. Iarăși vor exista corecții în sprijinul, ajutorul de stat acordat jucătorilor din economie. O cifră foarte, cum să spun eu, greu de digerat este că până în 2015, aproximativ 80% din totalul ajutorilor acordate de stat către companii au mers către companii cu capital străin, iar în anul 2016, în timpul guvernului tehnocrat, 100% din ajutoarele acordate în economie au fost către companii cu capital străin. Asta se va corecta în programul economic al PSD-ului. Și iarăși niște măsuri, alte măsuri care încurajează mediul afaceri, reducerea TVA-ului la 18% începând din 2018, TVA la locuințe 0%, TVA-ul pentru inputurile din agricultură, îngrășăminte, pesticide și așa mai departe, 0%. Până acum, investitorii din agricultură cumpărau cu 9% TVA și vindeau cu 0%. Corectăm și acest lucru. Deci, sunt foarte multe măsuri care vor susține mediul economic, mediul de afaceri, să crească, astfel încât să creeze bunăstare care să regăsească în buzunarele românilor prin o altă măsură economică extrem de importantă, creșterea salariului minim. Deci, un guvern asta poate să facă, să creeze cadrul pentru dezvoltare economică și să creeze niște obligații pentru companii ca acea dezvoltare economică să regăsească în buzunarele oamenilor. Și creșterea salariului minim este una din aceste obligații. Constatăm, și nu știu să vă dau o cifră exactă, câți din oamenii care lucrează în economia reală sunt plătiți cu salariul minim, dar tentația este pentru toți angajatorii să plătească la salariul minim. Da, așa este, ați spus punctul pe i, tentația, da, aceasta este. Și atunci salariul minim va crește, are un impact fantastic de pozitiv în economie. Să încheiem, pentru că urmează să luăm o scurtă pauză de publicitate, dar aș vrea să vă întreb totuși, înainte de asta, dacă să încheiem așa cu mediul de afaceri și încurajarea angajatorilor, da, și a buzoienilor până la urmă de a-și deschide firme și așa mai departe. Cred că știți și dumneavoastră, dacă ați auzit, mici afaceriști locali, cu afaceriști, așa dacă putem să le spunem, care la un moment dat se plâng, noi suntem sufocați de taxe și impozite, de impozit pe profit și așa mai departe. Adică dacă tragem linie, depinde fiecare de domeniul de activitate. De unde provin, unii dintre ei se plâng că, dacă vin din partea aceasta a comerțului, da, să spunem, se plâng că, dom'le, când tragem linie la final de lună, ne dăm seama că nu prea dă la calcul, ba mai mult decât atât, există și, să spunem, tendința aceasta în care micii comercianți au cam fost sufocați și puși la pământ de mari, să spunem, marile lanțuri de magazine care au venit în este țara un lucru pe care PSD-ul îl știe. Și vine și cu un pachet de măsuri care să așeze pe niște baze corecte relația între stat și mediul de afaceri. Adică să fie un parteneriat, să nu mai fie o relație de subordonare. Și sunt niște măsuri aici pe care le spun cu toată gura. Faptul că începând din 2018, datoriile pe care statul le are la contribuabil vor fi purtătoare de dobândă, este o veste extraordinară. Până acum aveai să dai bani la stat, erai penalizat, avea statul să-ți dea bani ție, nu avea niciun fel de obligație față de banii pe care îi ține la el. Iarăși, este foarte important să înțelegem că organele de control trebuie să facă, în primul rând, prevenție și apoi control și penalizare.
Ați atins într-adevăr un... S-a și dezbătut foarte recent acest lucru. Da, mulți afaceriști, mulți comercianți și nu neapărat comercianți, da, se simt la un moment dat, să spunem așa, hăituiți și hărțuiți de aceste controle și nu înțeleg, bun, ok, vii, evaluezi aici activitatea, dă-mi un avertisment că poate, nu știu, poate n-am cunoscut toate, să spunem, legea din scoarță în scoarță, poate nu mi-am dat seama că am încălcat un anumit lucru. Dă-mi un avertisment și într-un termen de, nu știu, 30 de zile, 90 de zile, eu mă angajez, da, să remediez această problemă și nu să meargă pe ideea asta de sancțiune, de amendă și ce vă spuneam mai devreme, pachet pentru cei care mai merg în control. De faptul că antreprenorul sau contribuabilul nu trebuie să fie prezumat vinovat. Adică ai tu ceva acolo și te prindem noi până la urmă. Da, se cam practică treaba asta, adică direct sunt controlele astea demarate la nivel național, tematice, ceea ce este absolut normal să fie așa, dar direct cu ținte, adică trebuie să facem acolo targetul cu ghilimele de rigoare. Partidul Social Democrat propune ca până la mijlocul anului viitor să existe un nou cod fiscal care să cuprindă toate măsurile fiscale de care am vorbit, să fie dezbătut cu mediul de afaceri, cu ANAF, cu antifraudă, cu absolut toată lumea din zona asta, să înțeleagă fiecare ce trebuie să facă și ce datorii are, iar de la 1 ianuarie 2018 să se intre pe sistemul, și este în programul de guvernare și este adevărat, real și verificabil în 2018, va exista o perioadă, nu știu să vă spun acum cât va fi, dar probabil că vor fi 6 luni de conformare la ceea ce îți spune organul de control să faci. Adică organul de control va veni, va face prevenție și de-abia apoi va sancționa. Deci vine un organ de control la o companie, găsește niște nereguli, îi dă, exact cum a spus, un termen acelei companii să-și rezolve acele probleme, după care, într-un termen de 3 luni sau 6 luni, revine și dacă acele lucruri nu s-au rezolvat, de-abia atunci intervine penalitatea. Și e normal să fie așa pentru că iarăși, am spus, tot ce propune PSD-ul este holistic, este global gândit. Atâta timp cât îi reduce omului taxele, impozitul pe venit, impozitul pe dividende, TVA și așa mai departe, este evident că gradul de conformare voluntară va crește. Și atunci nu este nevoie să îi alergăm cu biciul pe oameni să-și facă datoria față de stat, pentru că statul îi va încuraja să facă lucrul ăsta. Da. Trebuie să luăm acum o scurtă pauză de publicitate. Revenim, rămâneți alături de noi. Da, am revenit. În continuare, alături de mine se află domnul Lucian Romașcanu, candidat locul întâi pe listele PSD pentru Senat. Vorbeam înainte de pauza de publicitate despre proiectele, propunerile pe care PSD le are pentru mediul de afaceri și am încheiat, să spunem așa, pe jumătate, aproape pe jumătate discuția, pentru că spuneați dumneavoastră că ar fi multe de spus și că aceste proiecte nu se opresc aici pentru mediul de afaceri, că ați făcut calcule și, să spunem, cu ghilimele, da, statisticile arată că se poate face mai mult pentru mediul de afaceri, pentru încurajarea celor care vor să-și deschidă o firmă sau pentru cei care au deja o firmă, dar vor să le meargă mai bine și să nu mai fie... vedeți că, dacă stau să-mi amintesc bine, cred că s-a și împământenit destul de mult această, să spunem, o senzație că statul este dușmanul antreprenorilor, da? Adică statul e ăla că unde trebuie să vărs eu, acolo unde trebuie să-mi vărs tot profitul meu până la urmă și eu când mă uit în portofel nu prea sunt mulțumit. E un moment de reconstrucție și e firesc dacă o perioadă lungă de timp oamenii nu au văzut în jurul lor în banii pe care i-au plătit că se întorc, vor fi foarte reticenți să îi plătească în continuare sau să, cum să spun, să participe la dezvoltarea țării. Pentru că până la urmă plătești impozitele pentru a primi ceva înapoi. A primi sănătate, a primi drumuri, a primi școli. Dacă nu le vezi și vezi prosperitate doar la un grup ales de oameni, nu prea-ți mai bine să plătești taxele. Și Partidul Social Democrat se schimbă, avem păcatele noastre, ne recunoaștem, îmi place mie să zic că orice sfânt are un trecut și orice păcătos are un viitor. Noi pregătim viitorul cu un prezent bun,
cu listele noastre de candidați, cu proiectul nostru de guvernare și așa mai departe. De ce insist pe măsurile pentru mediul de afaceri? În primul rând, pentru că tradițional oamenii, antreprenorii, oamenii din zona mediului de afaceri sunt votanți de dreapta. Și vreau să înțeleagă că Partidul Social Democrat este un partid de centru-stânga, în principal datorită modului cum înțelege să distribuie bunăstarea. Dar diferențe nete între stânga și dreapta în acest moment în România nu se pot face, pentru că suntem totuși o democrație extrem de tânără. 26-27 de ani nu înseamnă foarte mult și măsurile pe care un partid responsabil le ia sunt măsuri care pot fi asimilate întregului spectru politic. Măsurile pe care le-am menunțat mai devreme de reducere de taxe, de reducere de TVA sunt măsuri tradiționale de dreapta. Partidul Social Democrat și le asumă și le comunic cu tărie către cei din mediul de afaceri pentru că merită să ne dea votul. Este pentru prima dată când într-un program de guvernare se subliniază foarte clar așezarea pe bază de parteneriat a relației între antreprenori și stat. Și ce am spus mai devreme, cu prevenția pe care trebuie să o facem înainte de a fi, de a cere omului să-și plătească amenzi și așa mai departe, este un punct și va intra în vigoare la 1 ianuarie 2018. Dar numărul de controle se va limita la unul pe an. De exemplu, o altă măsură extrem de importantă. Ați avut semnale că aceste controle sunt, să spunem, agasante sau sunt prea multe? De un control pe an? Da. Acum, sigur, nu e ok totuși să sufoci firmele care până la urmă sunt cele care produc bunăstare. În ultimul an de guvernare tehnocrată, se pare că au existat tot felul de excese din partea organizațiilor de control și oamenii de afaceri sunt extrem de nemulțumiți și am relație directă cu mulți dintre ei care îmi sunt prieteni și care au ajuns la capătul răbdării. Noi venim cu o corecție în această zonă și, repet, votați PSD-ul pentru că avem ceea ce trebuie pentru mediul de afaceri. Avem, de exemplu, în intenție să codificăm toate pachetele de legi care stau la baza desfășurării activității economice în mediul privat. Intenționăm să reducem la jumătate numărul de taxe pe care o companie intenționează, trebuie să le plătească. Maxim 5 formulare pe an. Suntem distruși de numărul de formulare și de hârțogăraie pe care trebuie să o completăm. Iarăși, prin programul de guvernare încercăm să eliminăm solicitările nenecesare. Cum ar fi să mă duc la o instituție a statului român pentru o anumită nevoie și să mi se ceară un document pe care statul deja îl are, gen cazier fiscal sau cazier juridic. Alea trebuie să comunice instituțiile statului între ele și să un sistem din ăsta informatic, suntem, da, în acces 2016. Fără mai fi pus contribuabilul, cetățeanul pe drumuri. Oamenii au ajuns pe lună în 1969. Putem și noi să facem lucrul ăsta. Adică nu mai trebuie să mă duc în 7 locuri ca să-mi obțin 7 feluri de hârtii când ele deja există în posesia statului. Și asta este prins în programul de guvernare. Ca să nu mai vorbesc de reducerea celor 102 taxe pe care, din păcate, domnul președinte a decis să o conteste la Curtea Constituțională, măsură perfect sustenabilă. Dacă vom ajunge la guvernare, vom implementa, după ce primim avizul Curții Constituționale, a doua zi. Sunt lucruri pe care Partidul Social Democrat le înțelege, le face și le va discuta în permanență cu beneficiarii acestor măsuri. Vor exista, iarăși, prins în programul de guvernare, discuții, va exista un departament dedicat antreprenoriatului în cadrul Guvernului României. Ministerul se va numi Ministerul IMM-urilor Antreprenoriatului și Turismului. Adică acest fir roșu de care vorbeam, de dezvoltarea clasei de mijloc, e foarte prezent în absolut toate măsurile pe care le vom lua. Și per total ne dorim ca România să aibă
una, dacă nu cea mai redusă povară fiscală din UE, una din cele mai reduse poveri fiscale din UE. Pentru că vrem să atragem investitori. Vedem că ne pleacă banii din România, mai ales pe marile companii multinaționale din domeniul IT-ului, din domeniul comerțului, dispar prin Irlanda sau prin alte părți, pentru că acolo povara fiscală este foarte redusă. Vrem să fim competitivi și vrem să ne atragem investitori și pe această direcție. Da, aici unde sunt foarte mulți tineri foarte bine pregătiți, care sunt atrași de acest domeniu al IT-ului și care, într-adevăr, acceptă ofertele destul de avantajoase, pleacă din țară și își construiesc cariere chiar de răsunătoare de succes, dar peste granițe. Sunt formați, da, statul îi formează aici în țară, doar că nu ne mai putem bucura, să spunem așa, de avantajele lor, ci îi admirăm de undeva de la distanță, dacă tot am ajuns în sfera dacă asta și vorbim despre tine. Dacă nu mă înșeală memoria, medicii și oamenii din IT vor beneficia de impozit zero pe venit. Pentru că știm ar putea că... fi un început. Da. Dacă tot am atins acest, să vorbim despre tineri, haideți să ne spuneți puțin, pentru că în alte emisiuni am mai discutat despre proiectele care se adresează direct tinerilor, la fel se încearcă o stimulare a acestora, să le trecem puțin în revistă, pentru că îmi amintesc că și aici ați identificat probleme sociale, în primul rând, de care se lovesc și dacă ascultăm la bătrânii pe care îi găsim în orice părculeț și la orice colț de bloc, și ați văzut, mulți ar spune, sau tinerii, că ei bătrânii trăiesc așa din amintiri, dar îi vaită pe cei din generația actuală, pe tineri, că ați văzut, pe vremea lui Ceaușescu, da, păi de bine de rău, imediat ce ieșeai de la școală, aveai un loc de muncă și mai aveai și o casă. Auzim și cu toții cunoaștem această opinie. Iată că tinerii, nu știu dacă mulți sau puțini, unii au început și ei să, dom'le, noi n-am trăit atunci, dar pare că interesant. Ăsta ar fi cel mai mare eșec al democrației românești post-revoluționare, ca cineva să regrete regimul anterior. Sigur, cine e în vârstă tinde să-și curețe amintirile de părțile negative. Adică, în general, ne aducem aminte lucrurile plăcute, mai puțin alea neplăcute. Și sigur, cine are acum o anumită vârstă, atunci avea această vârstă, mai puțin 27 de ani, era mai tine, totul era mai frumos, e normal să ne aducem aminte zona roz. Dar nu a fost așa și le spun tinerilor care se uită la noi că a fost foarte rău pe vremea lui Ceaușescu. Ne încălzeam periodic, nu tot timpul iarna, cu tot felul de improvizații, reșouri și așa mai departe. Nu aveam lumină, aveam 2 ore pe zi de televizor, nu aveai voie să spui nimic că te trezeai pe în pușcării sau pe la canal. Deci nu e, n-a fost un rai. A fost un rai al, cum dar de ce credeți eu... că există, e adevărat, poate într-un segment mai mic al pensionarilor, de ce există încă amintirea asta frumoasă, așa să spunem, no, pentru ei? Spunea poetul, luptă-i viața, deci te luptă. Reflexul ăsta dispăruse în comunism. N-aveai de ce să te lupți. Era, toată lumea avea un loc de muncă, era o nivelare în jos. Adică era destul de greu, era imposibil, nu puteai călători, nu puteai schimba experiențe. Nivelarea asta în jos venea și cu aceste mici beneficii. Da, domnule, aveam serviciu, aveam casă, nu dormeam. Dar cam atât. Și ființa umană, sufletul nostru, are nevoie de mai mult de atât. Bătrânii din ziua de azi trăiesc niște zile extrem de rele și iarăși programul Partidului Social Democrat pentru pensionari este extrem de ambițios, cu creșterea pensiei minime până la 600 de lei, cu creșterea punctului de pensie. Trebuie să avem grijă de bătrâni, tocmai pentru că sunt cei care ne-au crescut pe noi și nu vrem să-i mai lăsăm să regrete ce a fost. Nu, pentru ei e greu. Nu au bani de medicamente, nu au bani de întreținere. E normal să-și aducă aminte partea bună de atunci. Și asta trebuie să o corectăm. Dar, repet, ar fi un mare eșec al democrației românești ca după 27 de ani de eforturi să privim cu nostalgie. E un segment probabil mai mic, dar bun, haideți să revenim la tineri și să ne spuneți ce măsuri are PSD prinsă în acele proiecte destul de stufoase pentru tineri. Sunt foarte multe puncte care se referă la tineri.
înainte de a menționa câteva dintre ele concret, aș spune doar că, iarăși, fiind o abordare globală a societății și a economiei, acest program de guvernare s-a uitat la marile probleme sociale. Și una din marile probleme ale României este migrația tinerilor și a forței de muncă din România în străinătate. Am mers în aproape toate comunele din județ. Cele care nu sunt aproape de orașe sau de municipii au o mare problemă cu îmbătrânirea populației. Toate lucrurile astea cer măsuri. Și Partidul Social Democrat a pus în programul de guvernare măsuri legate de acest lucru. Iarăși, tinerilor trebuie să le dai modele. Avem o criză de modele în momentul de față în România. Ca să îndemni un tânăr să se țină de școală și să urmeze o carieră, trebuie să-i asiguri și confortul financiar să-și poată urma școala respectivă, dar să-i dai și direcția. Adică merită să fii doctor, merită să fii profesor. Nu poți să-i ceri unui copil să-și construiască o carieră la sfârșit, uitându-se în jur, văzând că nu va fi plătit pe măsura eforturilor. Am făcut și eu o grămadă de ani de școală. Iată, avem experiența, dacă ne raportăm, doar la două meserii. Cel de medic și cel de profesor. Haideți să ne amintim cum erau văzute aceste meserii, dacă erau niște valori efectiv și erau mândrie să-ți spui că vrei să devii profesor sau medic. Acum tinerii cred că se cam feresc pentru că cunosc, da, cam cum trăiește un medic sau cam cum trăiește un profesor. Sau se pregătesc, mai ales în zona medicală, pentru a pleca din țară. Adică asta este și declarația de intenție la momentul la care se duc la facultate. Fac medicina și plec. Și de asta Partidul Social Democrat a pus în sfârșit în programul de guvernare alocarea 6,4% din PIB pentru sănătate. Este pentru prima oară și este exact ce își dorește sistemul. Există salarii de intrare în sistemul medical de 1200 de euro față de 1200 de lei și impozit zero. Măsuri perfect sustenabile financiar și care vor corecta această nedreptate flagrantă. Vrem să ajungem la măcar 70% din veniturile pe care un mediu le obține în vestul Europei să le putem asigura în România. Mai este... Vorbeam de modele. Într-adevăr, să fii doctor, să fii profesor erau meserii excepționale. Sunt în continuare. Dar trebuie să le asigurăm respectul cuvenit pentru ca tinerii să se ducă înspre acolo. Revenind la măsurile concrete, există în planul nostru de guvernare alocații pentru tineri pentru sprijin pentru tineri din familiile sărace. Un sprijin de 250 de lei pe lună. Tinerii cu studii superioare să aibă un salariu de debut garantat de 2500 de lei brut, măsură care ar putea sprijini în jur de 40.000 de tineri pe an. Alocații, burse profesionale de 400 de lei pe lună. Antreprenoriat pentru tineri cu risc de sărăcie. Există program în această direcție. Măsuri pentru menținerea tinerilor în țară, pentru tinerile familii, locuințe sociale, centre pentru familii unde copiii să fie ținuți în grijă atât timp când părinții sunt la serviciu. Chirie subvenționată pentru 1500 de locuințe pe an pentru tineri și construcția de locuințe pe an. Credite cu dobândă subvenționată și garantate de stat de 40.000 de lei. Iarăși, foarte important, un lucru pe care nu l-am întâlnit nici în programele de guvernare trecute și nici în ideile care s-au vehiculat de către celelalte partide aflate în competiție acum, și anume construcția de cămine studențești. E foarte important. Dacă am mers prin zonele de cămine, vedem cam care sunt condițiile acolo și nu sunt cele mai bune pentru cineva care vrea să urmeze o carieră. Sau raportul tinerilor care aleg să stea în cămin și cei care sunt susținuți de părinți să-și aleagă o chirie în centrele universitare, dar în marile orașe. Ceea ce duce la creșterea chiriilor, imediat cum vine toamna, cum cresc chiriile în centrele universitare. Iarăși, creșterea burselor sociale de la 360 de lei în 2016 la 700 de lei la 1 iulie 2017. Programe pe educație și cultură, sport de masă și așa mai departe. Deci există foarte multe idei prinse în programul de guvernare pentru tineri și perfect sustenabile financiar.
Bun, am ajuns deja pe finalul, pe finalul emisiunii. Haideți să, să formulați, să spunem așa, un mesaj pentru, pentru buzoieni. De ce ar trebui să vă voteze, să vă aleagă pe, pe dumneavoastră, să vă ofere, să spunem, încrederea, să obțineți un mandat de, de senator în Parlamentul României? Pe mine mă vor vota implicit votând lista PSD-ului și susțin cu, cu toată tăria valoarea pe care PSD-ul o aduce în anul electoral 2016 prin programul de guvernare și prin oamenii pe care îi propune. Și la Buzău avem o listă exclusiv formată din buzoieni. Suntem toți oameni cu cariere, cum am spus și mai devreme, și cu împliniți profesional și personal suficient argument cât să mergem în Parlament pentru a face treabă și nu alte lucruri. Suntem oameni dintre oameni, suntem oameni care am plecat din familii normale, ne-am construit, ne-am creat și construit viețile pe principii normale și sănătoase, deci le spun buzoienilor să aibă încredere în noi. Repet, dincolo de oamenii care sunt pe liste și care cred că constituie cea mai bună garnitură de candidați la, pentru Parlamentul României din Buzău, avem programul de guvernare. Deci, pentru un trai mai bun pentru România, pentru un trai mai bun pentru fiecare român și pentru a regăsi prosperitatea pe care o vom genera în buzunarele fiecare dintre noi, iarăși recomand ca duminică, pe 11 decembrie, să ne vedem la vot și să votăm listele PSD. Da. Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în studioul TV Buzău. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați fost alături și ne-ați urmărit. O seară frumoasă vă doresc, numai bine, la revedere!